Frumoasă preluare, Bălan trage și e gol! 1-0 pentru FC Voluntari. S-a descurcat aici ca un vârf adevărat Adrian Bălan. Impecabilă preluarea pe care a făcut-o vârful ilfovenilor. Minutul 11, al patrulea gol din acest sezon. Iată lovitura liberă. Cât de ușor îl elimină din joc pe Melinte, care e un jucător totuși cu experiență la nivelul ligii întâi. Centrarea vine de la pleașcă. Îi trimite mingea printre pitorul. Salta acel balon, o preluare a lui Ciucur. Vine foarte bine Popovici, gol! Gol Timișoara, 1-1. Start perfect de repriză secundă pentru formația lui Leo Grozavu. A început în atac Timișoara această repriză, așa cum era normal. Deciși bărățenii și figura lui Claudiu Niculescu, extrem de nemulțumit, de dezamăgit. Și stângă în această iarnă, Claudiu Niculescu, pe Olteanu și pe Axinte. Șutul iartă! Ce gol! Ce gol marchează Timișoara! 2-1! Formidabil acest trasor a lui Artean! E primul gol din acest sezon pentru Andrei Artean, care are de făcut și o dedicație. Senzațional șutul lui Artean, un jucător care s-a aflat și pe lista FCSB-ului. Popovici îi scoate lui Artean, un șut necruțător, fără preluare, mingea mușcă transversala. De Ilfoveni, pasa lui Ivanovici, Benzar foarte rapid, Benzar se duce prea mult spre dreapta, însă Benzar și centrarea sa, Ivanovici, șut blocat de Artean, încă o execuție, gol, Bălan! Gol pentru FC Voluntari, 2-2. Nu cred că e pentru Claudiu Niculescu acest mesaj, acest gest pe care îl face Adrian Bălan. Încă o dată faza, n-a putut să respingă Ceroni, trage în blocajul lui Artean. Ivanovici, mingea ricoșează la Adrian Bălan, care îl învinge apoi pe Straton. Centrează Benzar, gol! Voicu marchează 3-2 pentru FC Voluntari. Gol marcat în minutul 90 de o rezervă. Senzațional. Artean înscrie și un om aruncat în luptă pe parcurs de Claudiu Niculescu. Voicu, bine bătut această lovitură liberă de Benzar. Mai fost acolo un jucător al Voluntarului care a întins piciorul. E vorba de Achim. Să cel care a țâșnit.